ignorat. Cât despre dezbatere, avem onoarea să avem astăzi în sală și pe reprezentanții fracțiunilor din Consiliul Municipal, care o să-i rog mai târziu să expună și ei. Aș vrea să le transmiteți colegilor dumneavoastră din fracțiunile din primărie că uite așa se face o dezbatere și uite așa se discută despre un proiect în primărie. Fiecare din tinerii care a jucat aici, el a venit aici pentru ca să vă demonstreze vouă că ei la lor 17 ani pot spune lucrurilor mai bine pe nume decât voi la voștri 30, 40, care 60. Și lucrul ăsta este un lucru foarte, foarte rău în contextul în care oamenii care sunt aici, oamenii care dezbat cu argumentele, ei tu ești de România, nu ne trebuie România mare, nouă ne trebuie așa cum zicem noi, și se încep bătăi care avem acolo, în locul unde stau acești tineri, lucrul ăsta este atât de josnic și, de fapt, puteți considerați că acești tineri care sunt acum în fața dumneavoastră v-au pus mai jos decât aleansul.